Suntem astăzi la ansamblu Brâncoveneț de la Cotloci. Astăzi, 15 ianuarie 2024, Ziua Culturii Naționale, cu această ocazie, personalitățile marcante ale culturii românești sunt omagiate prin evenimente variate. În urmă cu exact un an a avut loc aici expoziția de debut a proiectului Cantemirești și Brâncoveanu de la pergament la epocă digitală, al cărui manager de proiect era doamna Alexandra Plutaru. Am să încep prin a vă pune o primă întrebare. Mai întâi, care au fost evenimentele și personalitățile istorice pe care le-am omagiat anul trecut și care pot fi puse în legătură cu ansamblul brâncovenesc de la Cotloci? Bună ziua, vă spun și eu. Și pentru că ne aflăm într-o titorie brâncovenească, am să încep cu evenimentul legat de Constantin Brâncoveanu. În octombrie 2023 se vor fi împlinit 335 de ani de la urcarea pe tron a lui Constantin Brâncoveanu. Deci am avut în considerație această cifră rotundă pentru a continua ciclul activităților noastre care promovează epoca brâncovenească și pe lângă aceasta am putea spune că cel mai important eveniment al anului este legat de contemporanul lui Brâncoveanu, de prințul Dimitrie Cantemir, de la trecerea căruia în neființă anul trecut s-au împlinit 300 de ani, de asemenea 350 de ani de la nașterea acestuia. O altă întrebare. Care au fost proiectele desfășurate în care ați omagiat aceste personalități? Spuneți-ne câteva cuvinte despre fiecare dintre ele. Primul proiect a avut debutul aici la Palatul Brâncovenesc și s-a numit Cantemirești și Brâncoveanu de la pergament la epoca digitală. A apărut această carte de mai mici dimensiuni, dar ea a constituit debutul unei adevărate serii pe care am continuat-o în timpul anului. Expoziția și care s-a desfășurat aici, pe care am prezentat-o aici, a fost itinerată la Muzeul de la Galați, la Muzeul de Istorie George Poltena din Galați și de asemenea la Curtea Domnească din Târgoviște, la Muzeul Tiparului. Prezentam în acest catalog și în expoziție opere scriitoricești ale lui Dimitrie Cantemir și de asemenea prezentam și câteva referințe bibliografice legate de epoca brâncovenească, pentru că și ca brâncovenească amintim numai tiparnița de la Snagov condusă de mitropolitul Antim Mizireanu și o carte care noi am dedicat în 2018 un proiect. Este vorba de Biblia de la București sau Biblia lui Șerban Cantacuzino, apărută chiar în momentul în care Brâncoveanu urcă pe tronul țării românești. Deci se împlinesc, s-au împlinit anul trecut și 335 de ani de la apariția Bibliei în limba română, tradusă de frații Greceanu și apărută exact în luna în care Brâncoveanu urcă pe tron. Și o ultimă întrebare. Ce activități vă propuneți anul acesta pentru Ziua Culturii Naționale? Pentru Ziua Culturii Naționale, în afară de această prezentare de proiect și prezentare de carte, vom realiza la Căminul Cultural de la Cotloci o mini-expoziție cu părți din expoziția dedicată lui Dimitrie Cantemir. Va fi de asemenea o binare între reprezentări ale lui Constantin Brâncoveanu, pentru că ne aflăm la Cotloci,
și nu putea ca acesta să lipsească. Și de asemenea, astăzi, 15 ianuarie, îi așteptăm pe Potroceni să ne viziteze la Căminul Cultural, unde vor putea răsfoi aceste cărți și vor putea admira expoziția Candemir Brâncovean. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc și vă urez o zi bună! Vă mulțumesc, doamna Petcu!